În acest video vom discuta despre sistemele fotovoltaice care se folosesc la rulote și autorulote. Ce este un sistem fotovoltaic? Este un sistem compus din mai multe componente care ne încarcă o baterie și astfel ne asigură o autonomie din punct de vedere al energiei electrice. Sistemul fotovoltaic este alcătuit din panou solar, regulator de încărcare, baterie și diverse accesorii, cum ar fi piesele pentru străpungerea acoperișului, cablaje, siguranțe și așa mai departe. Un sistem solar pentru o autorulotă are un voltaj nominal de 12 V. Există și sisteme la 24 V, la 48 V, dar noi în aplicațiile noastre îl folosim pe cel la 12 V, pentru că și sistemele de pe autorulotă sunt tot la 12 V, încărcarea de la alternatorul mașinii este la 12 V și atunci și noi mergem pe această valoare. Panourile se fixează pe autorulotă sau pot fi mobile. Noi recomandăm instalarea pe autorulotă pentru că, odată din punct de vedere al securității, este lipit practic de rulotă, nu poate să ți-l ia nimeni atât de ușor și este mult mai comod. Există clienți care preferă să aibă panoul solar mobil cu un cablu mai lung, să pună rulota la umbră și așa mai departe. Aici este o chestiune de preferințe. Noi preferăm să ne montăm un aparat de aer condiționat și să ținem panoul sus, chiar dacă rulota stă în soare. Acesta este un panou fotovoltaic monocristalin de 140 W. Este ceea ce noi montăm în mod curent pe autorulote și pe rulote. Ce este de fapt un panou fotovoltaic? Este o serie de celule, acestea sunt celulele, 36 de celule, legate în serie, după cum spuneam, care au proprietatea că atunci când lumina cade pe ele, generează un curent electric. Cu cât lumina este mai puternică, cu atât curentul generat este mai mare. De ce le spunem fotovoltaice? Pentru că ele generează acest curent la lumină. Așadar, nu este nevoie neapărat de soare ca să genereze curent, dar bineînțeles, când este soare și radiația solară și luminozitatea este mai mare și atunci sunt mai eficiente. În momentul în care umbrim una dintre celule, cantitatea de curent generată de panou scade, pentru că ele sunt legate în serie. Practic, puterea panoului este dată de cea mai slabă celulă din această serie. Dacă majoritatea au capacitate de 100% și avem una care din diverse motive are capacitate de 60%, atunci tot panoul va genera maxim 60% din cât ar putea el să genereze. Acest aspect este important pentru că dacă parcăm într-o zonă cu umbră, cu copaci, cu crengi și așa mai departe și o parte din panou este umbrită, cantitatea de curent pe care acesta o generează scade. Celulele sunt de două tipuri, monocristaline și policristaline. Celulele monocristaline sunt tăiate dintr-un singur cristal din acest material, iar celulele policristaline sunt formate din mai multe bucățele din acest material, care de obicei rezultă de la fabricarea celulelor monocristaline. Proprietățile lor sunt diferite. Ambele generează curent atunci când cade lumina pe ele. Cele monocristaline sunt mai eficiente pe timp înnorat și în condiții de iluminare mai slabe, iar cele policristaline sunt mult mai eficiente în condiții de temperaturi mari și la lumină puternică. De ce este important acest lucru pentru noi? Cu rulota ai nevoie de curent seara, dimineața și peste noapte. Și dacă prinzi mai multe zile cu nori, un panou monocristalin te va avantaja pentru că generează mai mult curent decât un panou policristalin. Există și o diferență de cost între ele, bineînțeles. Un panou monocristalin întotdeauna va fi mai scump decât un panou policristalin, dar din punctul nostru de vedere diferența merită. Foarte important la aceste panouri este să ținem cont de specificațiile tehnice de pe spatele panoului. Parametrii tehnici care ne interesează la un panou solar fotovoltaic sunt următorii. Puterea maximă, aici avem un panou de 140 W, asta înseamnă puterea pe care el poate să o genereze în condiții ideale, nu înseamnă că permanent va genera 140 W. În condiții ideale poate să genereze 140 W. Ce înseamnă condiții ideale? Înseamnă lumină cât mai multă și temperatură cât mai scăzută. De aceea, un panou solar
va fi cel mai eficient iarna pe ger. Sunt acele zile de iarnă în care este senin, este soare, dar este ger. Atunci sunt cele mai eficiente aceste panouri. După aceea avem curentul de circuit deschis. Asta înseamnă că dacă pun un multimetru pe plusul și minusul de la panou, atât trebuie să îmi genereze sau o valoare apropiată. Aici avem max power voltage. Ăsta este curentul nominal, adică curentul pe care el îl dă în condiții de utilizare reale, nu măsurătoare, fără niciun consumator. Iarăși este important curentul de scurt circuit. În cazul acestui panou, el este de 7,75 amperi. De ce ne interesează această valoare? Trebuie să combinăm regulatorul de încărcare cu panoul fotovoltaic. Și ca să le combinăm, trebuie să știm câți amperi poate să scoată acest panou. În cazul de față, el scoate 7,75 amperi maxim. Asta e curentul de scurt circuit. Curentul maxim în condiții de utilizare din viața reală, 7,27 amperi. Și dacă ne uităm la parametrii acestui regulator solar, aici ne spune curentul de scurt circuit maxim al panoului, 12 amperi. Adică acest regulator poate fără probleme să preia curentul de la acest panou sau chiar de la unul mai mare. Dacă în schimb aici am avea 5 amperi în loc de 12, atunci există riscul ca acest regulator de încărcare să se ardă, pentru că primește un curent mult peste capacitatea lui de gestiune.